Salutare, dragii mei! Eu sunt Denisa și bine v-am regăsit la Totul sau Nimic. Azi, pentru cele mai curajoase persoane, am pregătit un set de întrebări, poate nu cele mai comode pentru unii dintre ei, în urma cărora vor fi premiați. Dar cel mai bine, haideți să le vedem reacțiile și mai ales răspunsurile. Cum te numești? Andreea. Eu sunt Denisa, de la Totul sau Nimic, și azi am o întrebare pentru cele mai curajoase persoane. Ești dispusă să ne răspundi la o întrebare? Sigur! Dintre fostul partener și actualul partener, cine se descurcă mai bine în dormitor? Actualul. Ce are în plus? Ce nu avea celălalt? Anume? Multe. Ok, felicitări! Poftim premiul tău! Mai întrebări? Foarte rău! Mulțumesc frumos, o zi frumoasă! La fel, ciao! Mulțumesc! Bună ziua, îmi cer scuze că vă deranjez, aveți 2 secunde la dispoziție? Atât! Cum vă numiți? Gelu. Domnul Gelu, vreți să participați la concursul meu Totul sau Nimic? Depinde, cât ține concursul ăsta. O singură întrebare am să vă pun. Da. Dintre fosta parteneră și actuala parteneră de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Fosta sau actuala? Una am avut care asta se descurcă la fel ca la început. Sigur, sigur? Sigur. Și sunteți mulțumit, să înțeleg. Mă rog. A fost dragoste. Bineînțeles. Mare. E și acum. Felicitări, să o țineți tot așa. Nu, nu, că nu iau. Nu, dați-i la cineva care vrea. Nu vreți? Nu vreau. Bine. Ia puneți în coșul ăsta și hai că mă duc să... Bună, scuze că te deranjez. Ai o secundă la dispoziție? Da. Cum te numești? Maria. Eu sunt Denisa Maria, îmi pare bine să te cunosc. Am o singură întrebare pentru tine. Dintre fostul partener și actualul partener de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Actualul. Actualul? Ce are în plus față de fostul partener? E mai bun. E mai tandru, mai drăgăstos? Da. Felicitări, Maria, îmi doresc să fiți o viață împreună atunci. Și vei fi premiată. Sigur? Da. Mulțumim! O zi frumoasă să ai! Dar vreau să-mi răspund sincer, sincer, sincer. Dintre fosta parteneră și actuala parteneră de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Fosta. Fosta? Ce avea în plus? Era tunată bine. Era tunată bine? Da. Și nu ți este frică că o să vadă actuala ta iubită acest răspuns? Nu. Nu? Și chiar dacă vadă, mă bucuram. Adică vrei să-i transmiți un mesaj, să înțeleg? Da. Am înțeles. Felicitări! Mi-a plăcut curajul tău. Bună ziua, îmi cer scuze că vă deranjez. Cum vă numiți? Maria. Traian. Eu sunt Denisa și îmi pare bine să vă cunosc. Am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru amândoi. Dintre fostul și actualul partener de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Nu, păi înainte eram așa cu serviciu, cu ălea, n-aveam chef să facem dragoste, să facem, că eram obosit, ne țineam, că era pe timpul lui Ceaușescu. Era pe alea, după ce n-a mai fost, s-a dus, l-am cunoscut pe domnul. Domnul este foarte, cum să spun eu, este așa mai focos, mai... Dar degeaba că acum nu mai... Acum nu mai sunteți dumneavoastră? Nu. Păi și dumneavoastră ce faceți în privința asta? Ce să facem? Ne luptăm, să lămurim partenera. Zău, nu mai merge la 75 de ani, care iar el mai merge treaba. Mulți înainte! Păi știu, dar nu mai merge socoteala. Dar dumneavoastră, domnul Traian, între fostele partenere pe care le-ați avut și doamna, care se descurca mai bine în dormitor? Cea mai bună. Cea mai bună? Nu e minte! Nu e minte, minte, minte! Felicitări, ați fost minunați! Felicitări! Vă rog frumos! Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum vă numiți? Spune, care e întrebarea? Cum vă numiți? Daniel. Domnul Daniel, între fosta parteneră de viață și actuala parteneră de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Dar sincer! Păi și dacă e intimă... Dacă nu sunteți dispus să răspundeți, nu e nicio problemă. Nu sunt dispus să... Bine atunci, vă mulțumesc frumos! Cum te numești? Muraru Constantin Demis. Denis, am o întrebare pentru tine. Între actuala parteneră de viață și fosta parteneră, care se descurca mai bine în dormitor? Actuala. Actuala? Ce are în plus?
Nu știu. O secundă. Premiul tău pentru sinceritate. Bună ziua, aveți o secundă la dispoziție? Bună ziua. Despre? Cum vă numiți? Serkan. Numele meu este Denisa, sunt de la Totul sau Nimic și astăzi am o întrebare pentru toată pentru toate persoanele curajoase. Între actuala parteneră și fosta parteneră de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Opa! Actuala? Ce are în plus față de fosta? Chiar nu vreau să răspund la chestia asta. Să... Am înțeles. Ce de curaj. Mulțumesc, mulțumesc frumos, o zi bună! Cum vă numiți? Ghiță Vasilica, am fost doctoriță stomatolog. Doamna Vasilica, fostă doctoriță stomatolog. Ia spuneți-mi dumneavoastră. Nu, cu totul altceva vreau să vă întreb. Ia spuneți-mi, dintre actualul partener de viață și fostul partener de viață, care se descurca, doamna, mai bine în dormitor? Bărbatul meu, dar nu mai trăiește de 20 de ani. Da, foarte bine chiar. Foarte bine, da. Erați mulțumită? Da. Am înțeles. Felicitări, vă mulțumesc. Da, vă dau bani. Poftiți premiul dumneavoastră pentru... Mulțumesc. Da, premiul dumneavoastră pentru curaj. Bine, dar să știi că așa a fost. Așa a fost, da? Vă mulțumesc, o zi frumoasă. Dintre fosta parteneră de viață și actuala parteneră, care se descurca mai bine în dormitor? Dar răspundem sincer, gândește-te și spunem sincer, fosta sau actuala? Amanta. Amanta, nu? Și nu ți este frică cum să vadă una dintre ele răspunsul acesta? Și acum ce să fac? Îți asum, nu? Da. Felicitări, poftim un premiu pentru curajul tău. Mi-a părut bine, să ai o zi frumoasă. Mulțumesc. Să rămână. Aveți o secundă la dispoziție? Vreau doar să vă întreb ceva. Cum vă numiți? Georgescu Liliana. Doamna Liliana, am o întrebare pentru dumneavoastră. Doriți să-mi răspundeți? Depinde. Dintre fostul partener de viață și actualul partener de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Actual nu mai am, că a murit și acum sunt singură. Am înțeles, îmi pare rău. Dar pentru curajul dumneavoastră veți fi premiată. Nu pot cu bună asta, dai la altcineva. Bine, mă mulțumesc, o zi frumoasă să aveți. Mulțumesc. Cum te numești? Dan. Dan, am o întrebare pentru tine. Dintre fosta parteneră de viață și actuala parteneră de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Fosta. Fosta? Păi cum așa? Era mai mare decât mine. A, și te atrăgea faptul că era mai mare decât tine? Mai experimentat, da. Am înțeles. Felicitări, vei fi premiat pentru curajul tău. Poftim. Mersi. Cu mare drag, să ai o zi frumoasă. Mulțumesc, la fel. Domnul Mihai, am o întrebare pentru dumneavoastră. Dintre fosta parteneră de viață și actuala parteneră de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Păi n-am decât o singură parteneră de viață am avut, n-am avut două. Să înțeleg că sunteți mulțumit dacă n-ați schimbat-o. Păi cred că da, dumneavoastră ce credeți? Și eu cred la fel, pentru curajul dumneavoastră vă premiez. Nu, mulțumesc, nu putem primi colacte. Am înțeles, o zi frumoasă să aveți. Bună, ai o secundă la dispoziție? Bună, da. Cum te numești? Delia. Delia, îmi pare bine să te cunosc, eu sunt Denisa și am o întrebare pentru tine. Dintre fostul partener de viață și actualul partener de viață, care se descurca mai bine în dormitor? Nu am actual partener. Și fostul cum se descurca? Era bine. Era bun. Era bun? Și îl regreți? Nu. Nu regret. Am înțeles. Pentru curajul tău vei fi premiată. Mulțumesc. Îți mulțumesc frumos. Să ai o zi frumoasă. Mulțumesc. Așadar, după cum ați putut observa, părerile sunt împărțite în ceea ce privește performanțele în dormitor. Unii sunt de părere că foștii parteneri se descurcau mai bine, alții ca actualii. Până data viitoare, vreau să aflu și părerea voastră.